Hello, salutare, gașcă! Salut, salut! Bine ați venit la un nou vlog, Viața în Canada. Astăzi este zi de cumpărături. Din nou! Avem ce face. Am ales să schimbăm un pic locația la Costco și să mergem la Saint-Hubert, la un Costco mai mare, n-am fost niciodată. Suntem și noi curioși să vedem ce e acolo. Dar Bineînțeles, dacă o să fie diferit, o să filmăm. Dacă o să fie la fel, n-are sens. Să filmăm. Aici vreau să vă arătăm un pic podul. Că trecem dintr-o parte în alta. Părăsim insula, bye-bye insula. Avem și alte locații astăzi pe unde trebuie să mai ajungem. Încercăm, o să filmăm la IKEA. Da, o să încercăm să filmăm din fiecare câte o bucățică. Cropim așa un vlog. Sigur. Așa că rămâneți aproape de noi. Aici e Mihaela. Bună. Da, ăsta este Costco. E mai liber, nu sunt cozi. Locuri de parcare. După cum vedeți, cea mai curată mașină e a noastră. Da. E spălată de... Să vedem ce e înăuntru. Da. Să vedem ce e înăuntru. Da, am intrat înăuntru. Să vă arătăm așa un view. Pare un pic totuși mai mare. Da. Aici ceasurile Apple, 560, 520. Așa. Ia, iPhone 12 mini. Poate le iau și la vânzare. Pro Max, iPhone 1530. Bun preț. Uite, HP-ul ăsta e fain. 1300. Lenovo. Și ăsta e bun. După cum am zis, noi vrem să luăm pentru călătorie. Un HP parcă ne-ar interesa. Na. 599. Aici aveți specificațiile. Ia să vedem. Oh, da, astea sunt micuți. Astea sunt micuțe, Microsoft Pro 7, 1365, dar sunt micuțe, nu? Da, aș vrea să am fost ceva un pic mai mare. Il y aurait lui, qui est plus puissant que la Mac, par contre. Cred că ăsta, ce ziceți? Aici sunt specificațiile. L'année passée. C'est aussi récent que le nouveau Mac. Et la mémoire, c'est Lenovo, non? La mémoire, c'est comme la puissance de l'ordi aussi. C'est le double de la puissance. Aici a cât costă o imprimantă. Așa, haideți un pic să vă ducem și la televizoare. Ia, un Epson, imprimantă, $400. Ia să vedem, uite, televizorul ăsta imens. Un LG, diagonală de 75, 4K, $1213 canadien. Ia uitați-l. Cât un calculator, cât un laptop. Așa. Ce mai e să vă arăt pe aici?
sunt de la 228, 206, 306. Sunt diverse prețuri la televizoare. Da, diverse firme. Uite, ăsta de exemplu e un Samsung. Samsung diagonală de 50, 6, 13, 4K și toate alea. Avem de unde alege. Exact. Da, aici am dat de drone. 480 de la DJI Mavic Air Mini. Aici sonerie video, 200 de dolari. Ce mai avem pe aici? Termostat pentru a regla căldura, temperatura, inteligent, de la distanță. Aici e zona pentru ochelari, poți să-ți faci ochelari, le-am făcut și noi la fete. Aici sunt mașinile de spălat. Asta e seșoză, cum se cheamă, uscătoare de uscat haine, 650 de dolari. Și asta e mașina de spălat la Viota. Da, asta e mașina de spălat, 650. Dacă e la fel. Deci, în total sunt 1000, cât e, 1300 de dolari. Da, normal le cumperi pe amândouă, una speli, una usuci. Bineînțeles, avem și aragazul Samsung, electric. 700 de dolari. 700 de dolari. 699,99. Ah, uite, aici mai avem LG, mașini de spălat LG. Astea sunt un pic mai scumpe. 700 și 700, de spălat și de uscat. Hai să vedem și la un punct. Haideți să vă ducem. Ah, asta e mașina de spălat vase de la Bosch, 600 de dolari. Asta e bun prețul, dar nu cred că e așa performantă, pentru că sunt la 1000 și. Aici avem o ladă frigorifică pe orizontală, 319 dolari. Un frigider, congelator cu frigider, 750. Aici un frigider cu uși duble și congelator jos. Congelator aici. 999,99, adică 1000 de dolari. Sincer, parcă nu e chiar așa dincăpător. Mm. La banii ăștia. Nu, că iar unul mai micuț, așa. Asta e pentru chiriaș. Da, 400 de dolari. Chiar e micuț. La 400. Restul v-am arătat pe aici. Cumpărăturile și astea. Așa că noi am filmat ceea ce n-ați văzut tura trecută. Și am vrut și noi să vedem dacă prețurile sunt un pic diferite de Costco de la Montreal. Dar la fel, aproximativ la fel. Aproximativ la fel. Ia uitați aici o zonă tot așa de televizoare, dar numai de astea imense. Ia uitați ce e aici. 75 diagonală de la Samsung, 1300. Ăsta de la Samsung, tot diagonală de 75, 1500. Nu mă întrebați de ce și cum, că nu știu. Hamilton Beach, congelator. Dar ăsta e doar congelator. 400 de dolari. Un preț bunicel. Uite ce micuț e ăsta. 400 de dolari. Da, pentru un apartament, pentru un apartament este micuț. Este perfect. Da. Da, super. Da, am vrut aici să vă arătăm așa un cort. Asta e de 8 persoane. Așa avem și noi unul. Numai că acum l-au schimbat un pic. Eu schimbat aici intrarea. E mai, parcă e mai mare la ăsta.
lanterne LED, $34. Cred că una de asta avem și noi nevoie. Așa că o să luăm, nu? Da, uite, cu diferite intensități. Ah, și se poate, aici ne putem încărca și... Da, se poate încărca, uite, stai. Ia uitați, are priză USB. Mm-hmm. Super. Super. Păi hai să luăm unul. Hai să luăm unul. Tot avem nevoie la... Ah, și o chestie iar interesantă e asta la $95, care o agăți și cu raze sau cu... Stați așa. Stați să nu vorbesc aiurea. Ah, pentru țânțari. Asta e pentru țânțari, da. Da, 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 $95. Cred că o să luăm și una de asta. Ce spui? Nu, și nu cred că avem tot felul de... Da, stai să vedem cât costă cortul. Stai să vă arăt. Să vă arăt cât costă. Deci cortul este 170 de dolari. E fain, e frumos cortul. Se instalează undeva la 15 minute. Îl poți instala. Aici un cooler pentru... Dacă ești la iarbă verde, pui un pic de gheață. $55. Aici un cort pentru plajă, noi deja avem unul. Aici $59. Trebuie să aranjăm o mașină și mergem la Ikea. Da, am ieșit cu două coșulețe pentru că așa ne-au dat de la casă. Când au trecut, așa ne-au întrebat, vreți în două ca să nu aglomerăm? Sunt ok, puneți în două. Da, cumpărăturile de azi, la fel ca tura trecută. Da. Un pic mai mult, dar e ok. Azi am cheltuit $520, ceva de genul. Bine, am luat în plus, ce am luat a fost chestia asta pentru cort. Felinarul. Acesta. Și cu asta am depășit $30. A, și ne-am mai luat noi de mâncare așa 2 pui și nu mai știu ce pe acolo în plus. Restul, la fel ca tura trecută, cu mici excepții. Și acum mergem la... Ikea! Bine! Stați aici, că noi încărcăm în mașină. Ți masca! Gata, am pus măscuța. Am ajuns la Ikea, gașcă. Dar ia uitați, ia uitați de unde începe coada. Este o... Și duce... Termină Ikea, clădirea, și duce și în stânga, nu? Da, în spate. Noi am venit pentru că vrem să luăm la fete două saltele. Pentru bătuțul lor, dar... Da, pentru că spune că acelea nu sunt bune, nu le plac. Nu... Prea subțiri. Prea subțiri, prea... Am zis că hai să le schimbăm. Acum să vedem ce rând este și în spate, dacă se merită să mai rămânem astăzi. Dacă nu... Pentru că e deja ora 2 și mai avem multe de făcut. Mai trebuie să mergem încă la un supermarket să... Ma. Bonjour! Mai bine hai să mergem duminica viitoare. Hai să mergem că nu... Da, nu e chiar o prioritate acum să luăm saltelele. Și având în vedere că azi mai avem multe lucruri de făcut, am zis pas. Pentru că ne-am luat 25 de minute, 30 de minute până intrăm. Până intrăm, până te mai învăț înăuntru, mai până găsim localul cu saltele. Na, mai ca și gura să mai vezi câte ceva și timpul zboară. Așa că vom lăsa pe săptămâna viitoare și poate chiar vom face un vlog dinăuntru, din Ikea. Da, să faceți, să vedeți ce prețuri sunt. Am fost să putem intra astăzi, dar ia uitați, bă, ia filmează un pic așa din soltul.
respectiv. Deci coada cred că e în jur de câteva sute de metri, nu știu exact cât să vă zic. Și câteva zeci de persoane. Deci aici e o mare de mașini. Și asta e în afara Montrealului. Cred că Montrealul e... Da, noi am sperat că o să fie mai puțin aglomerat în afara Montrealului. Asta dar poate este... mergem duminica viitoare și mergem mai dimineață și... Și o să găsim mai liber. Da, am uitat să spunem că weekendul ăsta este și Paștele Catolic aici și de asta probabil că în partea cealaltă, cred. De asta probabil că e și așa aglomerat, lumea face cumpărături, se pregătește de Duminica Paștelui și de asta. Da, și cumpără mobil acum, pentru mâine. Nu știu, nu știu, dar uite, vezi că este aglomerat. Mai dă jos masca asta să mai fac. Da, am ajuns la mașină. Nu vă speriați de mașina noastră. N-am apucat să o spălăm, dar... Hai, mergem într-un alt market și facem de acolo încheierea. Da, gașcă, după cum ați văzut, cheia era Doamne ferește de aglomerat. Așa că azi am venit aici la Walmart, cred că ați mai auzit de supermarketul ăsta. Am venit să cumpărăm niște șampoane pentru mine. Și... Mai vedem, o vopsea de păr, poate. Ce mai găsim de acolo? Așa că aici acest mall, de fapt e un centru comercial, aici are Walmart, dar este în renovare, așa că arată așa un pic mai ciudățel. Am văzut că multe părți sunt închise din cauza COVID. Da, da, da. Așa. O să-l facă frumos, o să aici este o patiserie, aici magazine une. Uite ce aglomerat e la magazinul chinezesc acolo. Aici este Walmart-ul, intrarea. Am ajuns aici înăuntru. Uitați ce mi urează. Welcome George, mulțumesc. Bineînțeles, pe Mihaela am pierdut-o la cumpărături. Nu, sunt aici, mă uitam după... Ai văzut, da? George, peste tot, numele meu. Exact. Au știut ăștia că vin azi și de astea au... Da, e un market ca orice alt market, e puțin mai ieftin. Aici. Diferite, uitați, au apărut pantalonii de vară, ia. 25 de dolari, gen armată, geci, pentru primăvară, toamnă, 39 de dolari, tricouri la 5 dolari, da, pentru copii, așa că noi avem nevoie la șampoane. Aici, la cosmetice, să mergem. La cosmetice, hai să vedem. Să vedem. Uite chiar... Șamponul e aici. Ține-mi pe camera să mă să iau șamponul. Ha, mergi să ia șamponul. Uita-l aici, ăsta cu galben, nu? Galben, da. Dar numai unul mai... Da, pentru că știi că ăsta îl găsim foarte greu. Vreau să întreb dacă mai au de astea. Ok, mersi. E ultimul? Da, ultimul. Atunci asta este. Eu în România făceam foarte multă mătreață. Iar aici am dat de acest șampon din greșeală. Selsun. E 11 dolari, 200 de mililitri, dar își face treaba. Da, dar din păcate n-am găsit unul, e foarte căutat ăsta.
Da, aici e zona cu perii de păr pentru femei. Uitați prețurile aici, 12-10 dolari o perie de păr. Aici geluri de duș. Da, uitați cât e vopseaua. Deci undeva la 12,77 dolari, 13 dolari. Acum pentru un cent, 2. Ceva mai bun. Da. Așa. Ceva calitate mai bună. Aici e sectorul de felicitări. Adică curiozitate, cât ajunge o felicitare aici. Să luăm una la întâmplare. 6 dolari 69, 7 dolari. Cam așa toate felicitările. Aici avem raionul cu papuci. Ia uitați aici, ghete, 29 de dolari. Bine, da. Dar să nu vă așteptați la calitate. Adică, na, 29 de dolari, le porți 2-3 ori și cam aia e. Așa, te invit la o cafea, Mimi. Da, mersi. Care masă îți alegi? Aici cu iepurașii, wow! Iepurașii de pași. Uite, grătar ca nostru. Ia uitați cât costă un grătar, 118. Aici e sectorul de camping. Ia uitați așa un cort, ați văzut la Costco. 170 o persoane, 109, 6 persoane. Ăsta e 150 pentru 4 persoane. Și aceeași firmă, Coleman. Aici, normal, trebuia să fie un raion de pescuit, dar cred că e închis. S-au lăsat de pescuit. Aici, coolere, 39 de dolari un cooler. Scaune pentru pescuit. Uite, castrol, ulei pentru mașină, 5 litri, 27,47, în reducere de la 50 de dolari. Bun preț. Aici? Da. Aici e sectorul electric, prize, prelungitoare. Un prelungitor, 12 dolari. 15. Dar noi avem alte magazine pentru astea. Păină aici. Ia, un sac de 2,5 kg, 2 dolari. Să urmărim pe Mihaela, să vedem unde. Niște traveți din astea pentru baie, că vreau să le schimbăm. Asta poate mergem la Winners. Sau chiar la Ikea, dacă mergem. Nu, nici la Ikea, nu-s calitate. Ia uitați aici, da. Pentru pat, pilot, 5 piese, pentru pernă, pilot și cerșaf. Cât costă? 130 de dolari. Uite, mai sunt și la 150. Da, mai sunt și la 150. Nu mă întrebați că nu știu care e diferența. Uite, asta chiar e frumoasă, îmi place. 130 de dolari. Mhm, asta chiar e frumoasă. Așa, aici avem prosoape de baie, 9 dolari. Asta-s greșit. Aici cam e același preț, vezi? La toate prosoapele. Uite aici, la 12 dolari. Da, uite, mai sunt la 3. Dar astea-s mici, la 3. Astea-s micuțe. Deci n-am venit decât pentru aceste două lucruri.
Da, am zis să facem o incursiune rapidă, așa ne mai rămâne să vedem. Așa că stai un pic, Mimi, să facem și încheierea acum. Că, na. Da, dragilor, cam asta a fost ziua noastră, cu peripețiile de rigoare. Deci am fost la Costco, am fost la Ikea, bineînțeles, aglomerat. Am avut o încercare, dar nu am stat. Iar aici, la Walmart, am venit pentru... Bine, vreau să-mi iau 2-3 șampoane, dar am găsit doar unul. Și mi-a luat și o vopsea de păr. Tura asta sper să mă vopsesc bine. Pentru că hai să vă dau un pont. Ia. Îți mob în cap. Asta de la... am luat o vopsea și... nu se dădea pe păr șaten. Și na, da, n-am știut și o ieșuat. Așa că facem o nouă încercare. Asta e că nu se pricepe, George, nu se pricepe. Să vedem tura asta ce iese. Așa că, dragilor, noi normal nici n-ar mai trebui să purtăm măști, pentru că suntem vaccinați, după cum ați văzut în vlogul anterior. Trebuie să ne protejăm în continuare. La fel faceți-o și voi. Exact. Și mulțumim din suflet tuturor pentru vizionări, pentru că v-ați abonat, că ne susțineți. Și nu uitați să apăsați clopoțelul cu paranteze pentru a fi notificați în timp real. Așa că rămâneți cu noi și ne vedem la următorul vlog. Bye!